Binecuvântat în ziua aceasta cu acest har deosebit, să putem să fim în casa Domnului la închinare și din toată inima doresc pe fiecare din dumneavoastră Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc corului mare că ce a acceptat în dimineața aceasta să lase locul celor tineri sau mai tineri să cânte, să laude pe Domnul și doresc pe voi, corul mare, nu zic corul bătrânilor, că sunteți tineri. Domnul să vă binecuvinteze și după masă, cu bucurie să fiți la casa Domnului, să slujiți din toată inima celui care ne-a răscumpărat. În dimineața aceasta, frați și surori, vreau să vă reamintesc faptul că în Biblie este un verset care spune următoarele cuvinte. Nu zice că lauda sunt calea vieții sau e calea vieții. Și spune în felul următor, îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. De aceea, în dimineața aceasta, chiar dacă poate ați auzit unele cuvinte mai tari, sunt momente când trebuie să le spunem. Sunt momente când, chiar dacă vi se pare că tăcem, noi le vedem, suntem conștienți, și vine câte un moment în care trebuie să spunem lucrurilor așa cum sunt. De aceea doresc și în dimineața aceasta Duhului Dumnezeu să cerceteze biserica în întregime,
să conștientizăm faptul că noi suntem fii ai Marelui Stăpân, cetățenia noastră este în ceruri, de unde îl așteptăm pe Domnul ca Stăpân și Domn să revină într-o zi. Noi suntem trecători și străini pe pământul acesta, dacă ne mai respectăm statutul acesta de străini și călători, și călătorim spre o altă patrie, eternitatea, împărăția lui Dumnezeu. De aceea mesajul meu în dimineața aceasta va fi din versetul 2, Romani capitolul 12, unde începutul acestui verset spunea în felul următor: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Titlul acestei predici, acestui mesaj, și mă rog Duhul Sfânt să mă inspire în continuare, iar dumneavoastră să vă rugați și plecând din locul acesta să avem o altă atitudine, să avem o altă trăire, să trăim după standardele pe care Domnul le dorește de la fiecare din noi. Un pericol numit chipul veacului. Un pericol numit chipul veacului. De chipul veacului n-au scăpat nici primii creștini. De chipul veacului n-au scăpat nici cei din Vechiul Testament. De chipul veacului nu va scăpa nici generațiile care vor veni. Între noi, credincioși, copii ai lui Dumnezeu, și chipul veacului a fost și este o luptă continuă. Dar întrebarea se pune: ce formă are chipul veacului? Cum arată chipul veacului? Pentru că atunci când spunem să nu ne potrivim,